acum rugăm pe reprezentantul Hersi, pe domnul Platonul, să ne spui. Bună ziua, onorabil asistent, sunt Martin Dumnezeu, domnul consilier. Stau deodată și mă gândesc și rugine să cred cât de greutăți și ce perioadă grea au avut de îndurat cei care s-au în general în acea perioadă. Aici nu vă referi doar la foame, deportări, după ce s-au reîntors ocupantul sovietic, tinerii trebuiau, erau obligați să nocteze prin păduri, prin gropi, pentru a nu fi luați la munci silnice în Donetsk și în alte zone. În ceea ce privește foamea, să știți că la Cherța ca și celelalte zone, au foarte mult de îndurat în urma foamei. Recent am aflat că nu există încă dovezi documentare, însă din spusele unor oameni mai în vârstă, am aflat că în Movila au fost înregistrate acte de canibalism în acea perioadă. Spre exemplu, în Târnau, care provin eu, circa 14 oameni au decedat în acea perioadă de foame. O dovadă pentru mine este și cele care mi le-a povestit bunica, care s-a întors chiar în acea toamnă anului 46, s-a întors din Sibelia, unde a petrecut 6 ani până atunci. Și mi-a zis că asemenea foame de cum a îndurat la întoarcerea acasă, nu a îndurat-o nici în perioada acelor 6 ani care a petrecut pe peninsula Iamal. În general a fost o perioadă foarte, foarte groaznică și sunt convins că pentru că asemenea lucruri să nu se repete niciodată și în general ca copiii, generația tânără să fie cât mai să aibă o dragoste de neam și de patrie și de istoria lor a poporului român, trebuie să asemenea, nu conferințe, dar asemenea activități unde persoane care dețin multe date istorice să le povestească aceste chestii, aceste date, aceste lucruri copiilor în școală, generației tinere, pentru că noi, mai cei care ne interesăm de aceste chestii, mai suntem la curent, însă generația tânără, elevii, studenții sunt foarte puțin cunosc aceste lucruri și ar fi bine să știi și ei ce au avut îndurat strămoșii, bunicii și, în general, generațiile mai în vârstă. Vă mulțumesc!